găsit, oameni buni, la săptămâna la Bani Mărunți, emisiune pe care o realizez în fiecare săptămână împreună cu Adrian Zvâncă. Bună seara, Adi! Bună seara, Cristi! Bună seara și spectatorilor! Săptămâna asta au fost tot felul de evenimente, mai mult sau mai puțin importante, mai că nu știam cu ce să începem, dar hai să începem cu faptul că președintele Klaus Iohannis, în urma întâlnirii cu liderii europeni, va susține certificatul de vaccinare anti-COVID și chestia asta mă determină să mă gândesc că este o obligație până la urmă ca fiecare să se vaccineze dacă mai dorește să mai meargă pe undeva, să meargă liniștit, să se miște liniștit pe undeva prin lumea asta. Nu sunt de acord cu chestia asta, pentru că politicile europene spun foarte clar că nu poți obliga pe nimeni să se vaccineze și nu cred că va fi până la urmă vorba de un certificat de vaccinare neapărat, ci de acel pașaport care îți va permite să circuli în cele trei cazuri în care ești vaccinat, ai anticorp sau ai făcut un test și demonstrezi că nu ai COVID, și bineînțeles acea perioadă de liberă circulație va fi pe funcție de măsurile pe care le-ai luat. Dacă ești vaccinat, va fi o perioadă mai lungă în care vei putea circula și el va fi redus pentru cei care și-au făcut doar un test COVID, cei care au anticorp la fel, o perioadă mai lungă. Dar e un proiect care la nivelul Comisiei Europene este de mult timp în lucru, cel puțin de 2 luni se discută de el, ce formă, cum va fi implementat. Cred că a ajuns la decizia de a fi susținut, probabil luată de mult timp, pentru că au existat negocieri pentru forma în care va funcționa acest mod de a avea posibilitatea de liberă circulație. Este doar un gest politic în care Klaus Iohannis să asumă această, pentru România, acest certificat. Da, dar faptul că va exista un asemenea document de liberă trecere până la urmă, nu că despre asta vorbim, înseamnă că se pune o linie de demarcație între cei vaccinați și cei care nu sunt vaccinați. Da, se pune într-un anumit fel, dar nu, asta nu implică pe cei care nu sunt vaccinați să circule. Nu, sigur că nu. Atât doar că le trebuie niște documente. De fapt, ei nu sunt niște documente fizice, va fi o bază de date electronică în care vor fi înscriși toți cei care au posibilitatea să circule, în așa fel încât să nu fie nevoie să facă carantină. Chiar și cei care au, cum să zic, testele COVID, sunt țări în care e posibil să facă carantină la intrare, la ieșire, funcție de politica fiecarei țări în parte. Rămânând în același subiect, mă gândeam zilele trecute la faptul că până la urmă cu ajutorul științei și a bunului Dumnezeu, uite că am reușit să trecem cât de cât peste această, să sper că am reușit să trecem peste această situație cu generată de pandemie, dar stăteam și mă gândeam că până la urmă chestia asta mi se pare că a fost un experiment, un preambul al unui război, a unui alt tip de război, pentru că cred că s-a dorit să se testeze capacitatea lumii de a răspunde, de a reacționa în situații de genul ăsta, nu știu. Ce părere? În primul rând avem norocul că acum suntem între țările, să zic, dezvoltate, chiar dacă suntem la masa celor mari, chiar dacă suntem la masa importantă a lumii, da? Și de asta avem șansa să vaccinăm populația, pentru că problema pandemică în lume este departe de a fi rezolvată. Țările dezvoltate, fiind și cele care au finanțat aceste cercetări pentru dezvoltarea vaccinurilor, este normal să fie primele care beneficiază, sau nu știu dacă e normal, sunt cele care beneficiază primele de posibilitatea de a fi vaccinați, dar în rest nu cred că se va ajunge anul ăsta la 10-15% din populație să fie vaccinată. Populația lumii? Din populația lumii. Nu cred că se va ajunge la acest nivel și asta va face ca pandemia să
să mai dureze. Să dureze și să poată căpăta noi, să îmbrace valențe. Noi, noi valențe, noi forme. Bun, pe de altă parte am înțeles că totuși țările dezvoltate, Comunitatea Europeană și Statele Unite vor ca aceste vaccinuri să fie produse de absolut toate țările, să se devaleze, să se destăinuie formula chimică acestor vaccinuri ca să poată beneficia toate țările lumii de aceste. Problema nu este de a dezvolui formula, problema este să existe capacități de producție, pentru că de fapt cei care au produs vaccinurile nu le produc neapărat în laboratoarele proprii, ci vând licența de producție către diverse companii care se ocupă cu producția farmaceutică. Nu cred că există o capacitate atât de mare de a produce vaccinuri în lume, în așa fel încât să acopere toate necesitățile, pentru că, să nu uităm, mai sunt și alte tipuri de vaccinuri care trebuie produse în același timp în care erau produse și înainte de pandemie. Efortul e destul de consistent și întotdeauna vor exista zone care vor rămâne cumva departe de aceste beneficii, în special zone sărace din Asia, din Africa, poate chiar și din America de Sud, vor fi probabil văduvite de posibilitatea de a se vaccina, chiar dacă la ora actuală sunt și vaccinuri care nu au un cost atât de ridicat, ci ar fi cumva accesibile și pentru populație, pentru că în afară de cele două vaccinuri scumpe, Pfizer și Moderna, AstraZeneca are un preț absolut insignifiant, așa. Nu neapărat insignifiant. Câțiva dolari. Abordabil chiar, câțiva dolari, dar nu e problemă nici să spunem pentru Venezuela sau pentru țările din Africa mai sărace. Da, trebuie să ținem cont că lumea n-a reușit să rezolve problema foametei pe planetă. Da? Nu cred că în momentul în care pandemia va fi un pic stăvilită și țările civilizate vor fi safe, se vor gândi, hai să vedem ce facem și în celelalte țări. Până la urmă, fiecare își urmărește strict interesul și operată. Dacă va exista o posibilitate să câștige bani din aceste vaccinuri, clar că vor face, vor merge în continuare cu... Nu, eu rămân la părerea că acest vaccin este un vaccin fabricat în laborator, că a fost scăpat de acolo... De virus, mai, nu mai puțin. Vaccinurile toate sunt fabricate în laboratoare. Nu, de virus. Acest virus, îmi cer scuze, acest virus a fost fabricat în laborator. Unii spun că într-adevăr a fost făcut acolo, dar că a fost scăpat de acolo. Bun, eu merg pe ideea că a fost un test. A fost un test în vederea a unui preambul de a unui război de tip chimic bacteriologic, da, a fost testată capacitatea omenirii de a reacționa în asemenea situații. Acum scenarii sunt multe, chiar de la începutul pandemiei, dacă stăm așa să privim, pandemia a pornit din China, unde țara e destul de controlată de sistem. Deci nu prea mișcă lucrurile fără să fie sub anumit control, de altfel așa au și reușit să limiteze efectele COVID-19, dar surprinzător, principalul beneficiar al acestei pandemii, din punct de vedere economic, a fost China, care a avut o creștere exponențială în această perioadă. Asta datorită creșterii cererii de produse din Europa și din America sau de mare din țările civilizate, care au putut să financeze populația în perioada asta de pandemie. Și totodată să nu uităm că chiar la aproximativ 2 luni după începutul pandemiei, în momentul în care toată lumea se aștepta ca China să fie doborâtă și să devină, să spun, economia chineză să fie pusă la pământ, guvernul chinez a făcut, sau mă rog, statul chinez, că acum mi-e greu, nici eu nu am informațiile chiar în detaliu, a dat o lovitură pe bursă, cea mai mare lovitură dată vreodată, în care au cumpărat cam toate acțiunile companiilor străine,
din China, pentru că toți așteptau să fie un crash economic în China și atunci s-au grăbit repede să vândă. Ori guvernul chinez a avut pregătit banii și au reușit să preia controlul asupra foarte multor companii, inclusiv companii, bineînțeles, companiile din China, nu companiile din America sau din Europa, dar au preluat asupra subsidiarelor din China, au preluat controlul, fiind cea mai mare lovitură de bursă și care au generat o creștere a valorii economiei chineze extraordinară. Și după această lovitură s-a și eradicat încet încet pandemia și uite că nu au mai avut probleme. Așa, dacă stăm și privim scenarii, se poate să fie chiar doar o întâmplare ce s-a întâmplat. Se poate să fie un scenariu. Un scenariu chinezesc? Da, peste vreo 50 de ani nu vom ști dacă... Sau poate niciodată. Sau poate niciodată, acum, da. Acum când trebuie să se devaleze secretele păstrate timp de 50 de ani de către alte țări, totodată au mai prelungit această... Creșterea asta economică a Chinei în această perioadă a avut și un efect de bumerang în ceea ce se numește astăzi criza containerelor, pe care am mai discutat-o în urmă cu două luni și care se pare că se adâncește din ce în ce mai mult, pentru că ne făcându-se producție în afara restului lumii, decât foarte puțin, costul containerelor din China spre țările civilizate nu se mai întorc în China și atunci sunt situații în care costurile sunt exorbitante, de multe ori depășește valoarea transportului, valoarea produselor care sunt transportate. Deci cumva prețul de dumping pe care a mers China și ceea ce au reușit ei să cuantifice în această perioadă, uite că a existat și un efect de bumerang asupra lor care probabil încet încet va stopa un pic din creștere și va face ca celelalte țări cu economie emergente să aibă posibilitatea să aibă o creștere. Da. Până la urmă lucrurile se vor echilibra, pentru că știm că din fizică nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, totul se transformă. Da. Bun, tot în această perioadă se vor face disponibilizări la compania energetică Hunedoara, disponibilizări care se referă la partea de minerit și la partea de producție a energiei electrice. Negocierile sindicatelor fiind încheiate cu mare succes, după părerea mea, cu o dărnicie ieșită din comun. Această dărnicie se referă la faptul că fiecare disponibilizat va primi o sumă de un quantum de 10.000 de euro. Da? Și salarii compensatorii până la ieșirea la pensie sau nu știu ce știi de chestia asta. Din ce știu, în următorii 4 ani pot primi salarii compensatorii sau în cazul în care ies la pensie mai repede de până la momentul ieșirii la pensie. Deci, la mare majoritate a celor din minerit sunt în pragul pensionării, au un an, 2 ani, 3 ani de zile până când, în momentul în care se vor pensiona. O decizie așteptată de foarte mult timp, pentru că cei care lucrează în minerit acum lucrează doar în speranța că vor reuși să iasă la pensie, să aibă și să primească aceste beneficii colaterale sau adiacente. Da? Și nu mai există un interes atât de mare pentru a... Exact, să spun, interesele angajaților sunt comune cu interesele guvernanților și guvernanții vor să se scape de acest cărbun încins, da? Care le strică planurile și de negociere cu Comisia Europeană sau Comunitatea Europeană, ca să spunem, în asamblee, și să spun ca costuri, pentru că există pierdere de 30 de ani masive în acest sector. Totodată și angajații din minerit lucrează fără să mai există securitatea muncii la un nivel minim. Riscul să se accidenteze sau să moară în subteran este foarte mare. Da? Se lucrează oarecum haotic, pentru că nu mai există personalul, nu mai reușește să acopere toate sectoarele necesare pentru a fi un echilibru în interiorul întreprinderii și atunci se tot caută soluții de astea de compromis ca să fie ținute
entitățile în viață, cred că cele două se completează. Acum, cât de economic, cât de bine este ce se întâmplă, e greu de socotit. E posibil ca, și cred, din ce am înțeles, e vorba de un pachet de 15 milioane de euro. Acesta e costul acestei disponibilizări. Probabil vor mai exista și alte, dar probabil cu o mărime mai mică. E posibil ca aceste 15 milioane de euro să fie mai mici decât pierderile care le poate genera în continuare complexul funcționând. Bun. Cred că s-au făcut analize destul de consistente și... Asta pentru a stinge vechea structură, dar cu această ocazie se va înființa încă o structură formată din 4.000, am înțeles, nu? Care va... Discuțiile sunt de mult timp, încă, cum am discutat, e posibil să fie o nouă structură de închideri, deci o nouă companie care să meargă tot pe închiderea acestor mine. Probabil așa va fi, se tărăgânează de ceva timp decizia. Sunt curios și eu ca și tine să vedem ce decizie va fi până la urmă și cum vor duce lucrurile. Din ce informații sunt tot așa neconfirmate, vor mai exista câteva disponibilizări în perioadele următoare, probabil în fiecare an sau chiar două disponibilizări pe an, în așa fel încât compania energetică de aici, din Hunedoara, să fie închisă. E curios ce se va întâmpla cu termocentrala de la Mintia, de închisă sau tot, se tot aruncă dintr-o parte într-o alta. Da, vrea să o ia, într-o perioadă se băteau tot să o ia și Romgaz și, sau mă rog, se băteau. Erau variante de lucru, nu se concretizează niciun fel. Pe de altă parte, altă termocentrală, cea de la Paroșeni, unde s-au investit în urmă cu puțin timp, vreo 100 de milioane de euro pentru retehnologizare, va rămâne și ea probabil în următorii ani fără obiectul muncii. Nu știu dacă se ia în calcul o soluție de import de cărbune ca să existe totuși aceste sau cel puțin termocentrale de la Paroșeni care ar fi viabilă din punctul ăsta de vedere să poată să mai aducă un aport în sistemul energetic, sau va fi și asta tăiată la fier vechi, dar în stilul românesc probabil va fi tăiată. Asta arată din nou, cum să zic, incompetența și lipsa de viziune, pentru că în urmă cu aproximativ 10 ani a fost demarat acest proiect de retehnologizare, proiect care acum s-a finalizat, să spun, făcându-se ultimele plăți odată cu vinderea activelor complexului energetic. O investiție de aproape 100 de milioane de euro care nu se va recupera, e foarte clar, nu se va recupera niciodată. Iarăși o grămadă de bani aruncați în vânt, care... Avem unde, da. De asta, comparând sumele care s-au investit cu sumele care se pierd în acest complex energetic, suma de disponibilizare, ca și sumă generală, nu este o sumă extrem de mare, aceste compensații. Acum, cât e de moral să primească acești bani minerii, asta trebuie să judece alții, nu noi. DNA-ul, eventual. Da. Făcând o paralelă cu alte categorii sociale de angajați care au fost disponibilizați, faptul că primești 10.000 de euro mi se pare un lucru, și salarii compensatorii pe timp de 4 ani, mi se pare o chestie care totuși și vis-a-vis de niște societăți care întotdeauna au fost în faliment de când cunosc eu. Deci cunosc situația mineretului de vreo 20 și ceva de ani și țin minte că prima discuție referitoare la minerit acum 20 de ani se referă la faptul că, domne, am reușit să scădem cheltuiala cu producția de la 5.000 de la 5.000 de lei vechi, cum era pe vremea, la 1.000 de lei producție. Deci, practic, ca să scoată 1.000 de lei cărbune, se cheltuiau 5.000 de lei. A reușit să, nu știu care, directorul la un moment dat, să scadă la 3.500, adică, practic, nu mai se cheltuia de 5 ori, se cheltuia numai de 3.5 ori. Deci, vă dați seama despre ce vorbim. Da. Nu?
Și, și vis-a-vis față de care trebuie să statul român, că până la urmă nu sunt banii lui Câțu sau lui Iohannis sau banii mei. Sunt banii noștri, ai poporului român, nu, care se oferă acestor mineri, nu? Acum am mai discutat treaba asta. Aici sunt două părți, partea economică și partea socială. Dacă discutăm de partea economică, prima greșeală a fost făcută de Petre Roman când a acceptat să se treacă de la 6 ore, de la 8 ore program de muncă, la 6 ore. Condiția a fost să se păstreze aceeași productivitate, ceea ce orice om se întorc la cap știe că nu se poate. Nu se poate acest lucru. Nu mai până la George nu se făcea 5 în alu în 4 ani jumate. Da. Deci nu era fezabil, dar nu, în, să spun, aburii victoriei Revoluției a apărut o soluție bună care a adus un confort în zona minerilor, nu? Pe partea socială, și măsurile au urmat în decursul timpului, au fost luate mai multe măsuri, odată cu mineriadele, cu începerea disponibilizărilor, au fost așa o degringoladă și foarte multe măsuri luate așa în apă, dar care au dus la această situație fără de ieșire, din punct de vedere la momentul actual. Cine visează și cine spune că se poate face o restructurare și să faci din nou dinamică în acest sector industrial, este doar o poveste sau doar populism ca să satisfaci niște orgolii ale unor oameni, pentru că din punct de vedere economic nu ai cum să redresezi sectorul. Nu ai cum, nu mai există nicio soluție. Da. Este adevărată și teza pe care ai abordat-o tu în trecut, că ca și element de siguranță națională ar putea fi gândită o strategie de genul de a păstra mineritul și o componentă de siguranță. Da, dar asta este cu totul altceva. Acolo chiar e o decizie politică. Da? Este o decizie politică care trebuie luată la cel mai înalt nivel, la nivelul CSAT-ului, dacă este necesar să se întâmple ceva de genul ăsta sau nu. Nu are nicio legătură cu componenta economică a acestui complex. Din punct de vedere economic, el nu poate fi viabil. Poate fi viabil, dar pot fi setate niște setați niște parametri în care la care să se raporteze această activitate de extragerea cărbunelui și producția energiei electrice pe bază de cărbune. Adică, domne, la modul în care, domne, ăsta e bugetul, tu trebuie să dai atâția. Adică făcut socoteala la modul real, adică nu că suntem 5 oameni la suprafață și un miner amărât care dă cu lopata în loc să sape cu mecanizat sau știu eu, automatizat, dă cu lopata în eștire, în subteran, în timp ce 5 neamuri și relații și combinații sunt la suprafață și mănâncă banii. Ce minerii, ca să înțelegi, Cristi, situația la momentul actual e așa, da? Sunt locuri de muncă unde sunt 4 muncitori și 2 lopeți, da? Deci nu au lopeți ca să muncească nici măcar cei care, atât de mare este penuria de ce au nevoie în subteran. Deci nu putem discuta să discutăm de automatizări și de sisteme mecanizate. Da, e posibil. În China am înțeles că sunt mine care sunt automatizate și mecanizate destul de consistent. Dar asta sunt, să zic, e utopic la noi. Noi suntem în situația în care avem 4 muncitori și 2 lopeți. Asta e mecanizarea în România. Ar trebui, ca să facem productivitatea mai mare, să o dublăm, să mai cumpărăm 2 lopeți cu 30 de lei ca să reușim să facem o productivitate mai mare în minerit. Asta, într-un calcul așa chiar simplu, ar însemna o creștere a productivității, o dublare a productivității la locul respectiv de muncă. Din păcate ai dreptate, mă rog, ăsta e un subiect pe care îl putem dezbate la nesfârșit. Mai avem și alte subiecte, emisiunea nu este foarte lungă, mai avem și alte subiecte. Uite că săptămâna asta o știre care a împânzit întreaga mass media din România, eu n-aș fi trecut-o la știri, dar uite că faptul că s-au inflamat spiritele trebuie să dezbatem și noi. Este vorba de faptul că Viorica Dăncilă, fostul premier și fostul președinte al Partidului Social Democrat, s-a angajat la BNR în funcție de consilier.
Nu zice nimeni că e consilierul lui Sărescu sau consilierul cuiva, consilier în cadrul BNR. Ți se pare că e o știre care să țină capul de afiș, pentru că foarte multă lume s-a inflamat. Cum domnule Viorica Dăncilă a ajuns consilier la BNR? Adică hai să discutăm pe față și subiectul ăsta, ca să nu ne mai... Hai să discutăm. Știrea ar fi trebuit să fie astfel. Viorica Dăncilă mutată în cimitirul elefanților politici. Da? Pentru că sunt o grămadă de structuri de acest gen și de posturi de acest gen, care de fapt sunt niște posturi date ca acești oameni să fie retrași din politică. Pentru că nu mai sunt în urma negocierilor, în urma negocierilor politice se obțin aceste bine, joburi, dar, că sunt la Curtea de Conturi, că sunt la BNR, tot. Dar în timpul ăsta PSD nu mai este la putere ca să-și poată impune oamenii în posturile de genul ăsta. Știi care, de ce, sau mă rog, regula, sau cum mass media a ajuns la patra putere în stat, da? Puterea informației. Ori tocmai această putere a informației face ca acești oameni să nu poată, să nu poată fi așa ușor dispensabili. Da? Au avut acces la niște informații, cunosc niște lucruri, interesul este ca acele lucruri să fie tăcute, să fie puse sub tăcere, ori prețul acestei tăceri îl plătim noi cu toții prin aceste posturi care nu sunt numai, putem să le numărăm de la ASF, Curtea de Conturi, BNR, să nu mai zic, nenumărate, e vorba de mii de posturi de acest gen în care oamenii nu fac nimic, nici Viorica Dăncilă nu va face nimic, odată nu cred că ai nici expertiza necesară ca să facă ceva. De ce crezi totuși că s-a inflamat spiritele în asemenea hal încât să devină o știre? Pentru că Viorica Dăncilă a devenit un personaj politic, deși, să spun, a pornit cu stângul cumva în ascensiunea ei politică, da? Până la urmă, eu cred că în campania a reușit să arate că a evoluat și a ajuns la un anumit nivel. Bine, cu anumite greșeli, că acum să nu știu, o formulă matematică ni se poate întâmpla oricui, nu fiecare poate fi surprins. Chiar eu nu agrez deloc acest mod al jurnaliștilor. Mă uitam și în Parlament, se duc și îi pun o întrebare, gen, ce zi este asta? Știți că se întâmplă de multe ori să nu știi ce zi este, ce dată este, ca să nu mai zicem că nu toți suntem istorici și trebuie să avem informații despre fiecare eveniment din istoria României sau istoria mondială. Nu cred că e un cap de țară asta. Viorica Dăncilă a evoluat, dar nu cred că... BNR-ul este o chestie extrem de tehnică, da? Acolo trebuie să fii de o anumită formație. Nu poți să te duci să angajezi un doctor consultant la BNR. E simplu, trebuie să fie oameni de finanțe, nici măcar economiști. Deci nu e cu genul de economist, de manager. Trebuie să fie oameni de finanțe care să știe cum se face politica monetară, să știe cum se fac politicile bancare. Nu ai cum să angajezi pe cineva care nu a avut expertiză. Că am zis că explicația că are cunoștință la nivel european, fiind atâta timp europarlamentar și... Da, stai puțin să ne înțelegem. Păi BNR-ul nu are un PR care să se ocupe direct de profesioniști. Trebuie să angajăm un politician care la sfârșitul carierei se ocupe de lucruri de genul ăsta. Nu cred că e ok. Ar fi fost, într-adevăr, dacă are această expertiză la nivel european, aș fi făcut la nivelul guvernului un grup format din foștii premieri care să ajute guvernul să se descurce mai ușor în hățișurile negocierilor cu Europa. Acolo chiar ar fi fost nevoie, pentru că de fiecare dată când vine un nou premier, el nu ia expertiza celui dinainte decât în foarte puține cazuri. Dar nu cred că nici acum, nici Câțu nu cred că a luat din expertiza lui Orban. Pur și simplu l-au dat la o parte, vine un alt premier și exact... Ideea de viziune o ia de la zero. Da, o ia de la zero. Oricare din acești oameni, doar până învață unde se dea jos din autobuz la Bruxelles, durează cam o săptămână, să spun așa. Chiar un prieten de-al meu parlamentar, care s-a retras din politica în momentul actual. Discutam la un moment dat cu el și spunea: Adi, sunt din cei 300-400 de parlamentari, când sunt cam 20%
nu reușesc într-un mandat de parlamentar să se descurce în, în palatul Parlamentului. Da? Vin cu microbuzul, îi lasă microbuzul la poartă, se duc la comisii, la știu exact, dacă îi lasă liber în palatul Parlamentului, riscă să trebuiască să trimit o echipă să-i recupereze. Deci de asta spun, această expertiză, din punctul ăsta de vedere, dacă Viorica Dăncilă are expertiză în această zonă, ar fi trebuit să meargă alături de guvern și să ajute cu expertiza ei și să facă o tranziție mai ușoară a guvernelor. Pentru că vedem, a venit ministrul Ghinea, vedem ce rateuri dau, sunt o grămadă de rateuri. Ar fi bine ca expertiza să fie continuată, dar la BNR nu cred că e locul ei. Mă rog, părerea mea este că nici nu era cazul să se inflameze opinia publică în asemenea hal, încât să devină o știre de primă pagină a ziarelor această mutare a Viorica Dăncilă la BNR, pentru că până la urmă nu a pus-o guvernator, n-a pus-o pe funcție de guvernator, a pus-o pe o funcție la care, nu știu, acum câtă... Pe funcție de încasator. Încasator, nu știu câtă expertiză are sau câtă... cât de mult poate să ajute ea acolo, dar, mă, așa cum spui, este vorba de o... reglare de... Partea asta de consilier este un, să spun, în aparatul unui executiv, da? Și acel executiv hotărăște dacă are nevoie de persoană. Deci este strict decizia și responsabilitatea celui care a angajat-o ca și consilierul personal al dumnealui. Bine, nu, am spus încă de la începutul știrei că nu este pe funcție de consilier personal al lui, ci pe funcție de consilier al BNR, nu personal sau nepersonal. Nu-mi dau seama ce poate să însemne consilier al BNR, dar probabil ceva la un birou acolo. Mă rog, asta în cazul în care și se duce la servici, că mai sunt cazuri, știm cazuri în care s-au angajat tot felul de rude, neamuri și obligații, pe tot felul de funcții la modul fictiv, în care doar cu numere erau angajate și figurau mai pe șatul de plată, dar în rest, cum se întâmplă de multe ori în România. Bun, altă știre interesantă, care mie mi s-a părut interesantă, este faptul că Ion Rădoi, regele sindicatelor Metrorex, a pierdut definitiv războiul spațiilor comerciale. Știm că acum, nu știu, sunt deja două luni, practic, de când, de când a avut loc aceste reguli de conturi, să le spun așa, între Ministerul Transporturilor și Ion Rădoi. Țin minte că povestea cineva din anturajul sindicatelor Metrorex că, de fapt, n-a fost un act oficial de predare acestor spații comerciale către sindicatele Metrorex. Și, nu știu, a fost un protocol, ceva simplu, a fost o chestie simplă prin care ani de zile, adică peste 20 de ani de zile, aceste spații au fost exploatate de către sindicate, de către Ion Rădoi principal, pentru că el, se aduce mai aminte, a fost și parlamentar PSD, nu? Au avut un mandat de parlamentar sau al PSD. Acum este ieșit din sistemul, deci este pensionar sau, mă rog, nu mai lucrează efectiv. Nu, este lider de sindicat, cel nu este plătit ca și un angajat. Este plătit din cotizațiile sindicatului. Deci nu figurează ca și angajat al Metrorex. El este... Nu. Dar niciun lider de sindicat. Ei sunt plătiți, sunt suspendați din funcțiile care le au în cadrul întreprinderilor, sunt plătiți din cotizațiile sindicatului cu o sumă relativ confidențială, nu precunoscută suma care ai plătit. Aici țin să-ți dau o bilarbă guvernului Câțu pentru faptul că, uite, după 20 de ani, după mai mult de 20 de ani, niște spații comerciale au revenit la matcă sau, mă rog, s-au restabilit situația firească a lucrurilor și, nu știu, chiar m-am privit cu
satisfacție faptul că până la urmă lucrurile am intrat pe focașul normal. Dar e victoria ministrului transporturilor. Din păcate nu unde ne așteptam să fie mai victorios. Și aș spun la construcția de autostrăzi, că acolo stăm cel mai prost. Nu? Și la infrastructura de transport și feroviară și de toate tipurile, inclusiv pe partea navigabilă, stăm la fel de prost. Dar mă rog, un succes, un rezultat de imagine care, să spun, îl detașează așa cumva între cei trei miniștri de la USR, care doi dintre ei, unul s-a și pierdut pe drum, da? Al doilea probabil o să se piardă într-o scurtă perioadă, pentru că Planul Național de Redresare și de Reziliență e tot așa, se tot chine să-l împingă la deal. Nu prea se vede rezultatul în timp scurt. Ei, uite că acest ministru a reușit să dea o lovitură de imagine. Este admirabil deocamdată, așteptăm să vedem sfârșitul de an. Nu numai o lovitură de imagine, ci a reușit să restabilească o situație firească. Da, printr-o lovitură de imagine. Dar așteptăm să vedem sfârșitul de an, să vedem și câți kilometri de autostradă o să avem, pentru că promisiunile sunt destul de mari, dar deocamdată nu se vede nimic, cu excepția unei, sau mă rog, nici nu știu dacă e tot lotul 1 de la Alba Iulia, sau centura Alba Iulia, ca să spunem așa, că de fapt despre asta e vorba. În afară de centura Alba Iulia nu prea se prefigurează, nu prea se vede nimic la orizont. Dacă tot ai adus vorba de Programul Național de Redresare și Reziliență, până la urmă ai identificat măsurile pozitive pe care acest plan le aduce IMM-urilor? Am mai spus, în anumite zone, în special în partea de producție de energie, în partea se pot face asocieri între întreprinzători și autoritățile publice pentru dezvoltarea anumitor proiecte. Dar nu există o anumită finanțare, cum există pe axele de finanțare clar pentru acest lucru. Acest plan, cum am mai spus, are două componente importante, digitalizare și energie verde. Aceste planuri vor fi duse și cu aportul investitorilor privați, da? Pentru că lucrurile nu pot fi duse doar de autorități, nu au competența și posibilitățile să facă acest lucru, dar nu există o finanțare strict pentru IMM-uri, din ce știu eu. Acum o să vedem, pentru că acest plan național de redresare și reziliență este într-o dinamică continuă și se pare că până la urmă e tot în stil european, în care ți se arată un tort și ți se pun o grămadă de condiții ca să nu faci diabet, să nu te murdărești cu frișcă pe la bot, ca să zic așa, să folosești șervețelul corect, să-l împăturești. Deci nu mai vezi și te gândești ce bun o să fie când o să reușești să intri cu furculița în el, dar condițiile ca să ajungi acolo sunt destul de stricte. De altfel și știm că au cerut pentru primul pas în digitalizare a fost o restructurare masivă a aparatului administrativ din România. Da. Asta a fost prima condiție. Foarte bună condiția, de altfel. Foarte bună, de altfel. Dar sunt curios să văd când și cât va însemna această restructurare și când va începe. Ce consecințe politice va avea această restructurare? Știi, ultimele sondaje, PSD-ul este în creștere, a ajuns la 36%, PMD-ul este în scădere, a ajuns pe la 24%. Dacă mai faci restructurarea în zona administrativă, revin la scorul care, din punctul meu de vedere, e scorul corect pentru Partidul Național Liberal, undeva între 17% și 20%, ei cam acolo reprezintă din electorat. Da. Săptămâna aceasta, Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical, a demisionat din această funcție după mai bine de 20 de ani de sindicalist și multe alte activități pe care acest domn Dumitru Costin le-a întreprins. A demisionat motivând prin această hotărâre personală
unilaterală prin faptul că mișcările sindicale de stradă din ultima perioadă nu și-au atins scopul, însemnând faptul că Dumitru Costin personal nu a fost mulțumit de rezultatele acestor mișcări. Mă rog, eu, din punctul meu de vedere, e un fel de ieșire din scenă care și-a dorit, să fie mai elegantă, dar care, mă rog, îmi dă semne de întrebare, multe semne de întrebare, pentru că tot în această săptămână Dumitru Costin a apărut și la televizor, la alte posturi de televiziune, împreună cu președintele PSD Marcel Ciolacu, susținând că va face un fel de alianță așa între dumnealui și PSD sau ceva în genul ăsta, vis-a-vis de moțiunea de cenzură pe care PSD se pregătește să o depună în Parlament, Dumitru Costin manifestându-și intenția de a organiza niște mișcări de stradă pe persoană fizică. Ideea susținerii acestor. Asta e o mișcare pe care nu știu dacă ai putea să o explici, nu prea știu partea asta de sindicate, nici nu știu pe cine reprezintă acest Dumitru Costin, că și Blocul Național Sindical chiar nu-mi zice nimic, pentru că nu-mi zice nimic, nu știu, dacă sunt din sfera asta bugetarilor sau din sfera vechii industrii românești care a decăzut. Blocul Național Sindical are componență sindicate din mai toate ramurile. Da. Economie. Problema este că nici sindicalismul nu mai este ce a fost în România și acești lideri de sindicat s-au văzut surprinși de măsurile guvernului, care au depășit toate cerințele lor. Da? Deci nu au reușit să... Nu s-au gândit sindicaliștii să ceară ceea ce s-a gândit guvernul să ofere. Vedem creșteri masive de salarii în ultimii ani, au fost în zona bugetară, în zona de sănătate. Exact ce discutam și aici. Nu știu cât a fost implicarea sindicatelor în minerit ca să obțină aceste compensări, aceste beneficii compensatorii și cât mie nu mi-a părut să existe o negociere. Cred că ele au fost pur și simplu oferite de guvern, așa că încet, încet sindicatele își cam pierd în România scopul și guvernul cu o mare dărnicie oferă tuturor tot ce visează sau ce poate nici n-au visat să primească. Și în învățământ, până la urmă e și normal că oamenii trebuie să trăiască bine, dar nu, surprinzător și creștere foarte rapide, ceea ce au făcut ca partea asta, sectorul privat, să rămână foarte, foarte în urmă, foarte în urmă. Da, oamenii care aduc plus valoare cu adevărat lucrează pe salarii mai mici decât cei care îi păzesc. Da, asta au grijă de sănătatea asta lor. Asta este o chestie pe care am semnat-o de mult timp și care mie mi se pare că e chiar neproductivă, nu neproductivă, ci antiproductivă. Salariile în mediul privat sunt mai mici decât salariile în mediul... Au pus o presiune și asupra mediului privat. A existat, deci, o creștere continuă a salarizării și în mediul privat, pentru că această presiune din partea statului, ridicându-se salariile în mediul bugetar, a dus și la o creștere a salariilor în mediul privat. Dar total ilogic. Practic, total ilogic, dar practic la limita suportabilității societăților comerciale, pentru că statul e un sac fără fund, da? Pe când o firmă comercială are un buget limitat și atunci când îi impui cu salariul minim pe economie, îi impui creșterii la mediul privat, asta înseamnă că mediul privat are o mare problemă. Însă, prin faptul că nu se mai poate dezvolta... Deci, mediul privat din România. Deci, asta este creșterea. La ce au dus? Creșterile salariare nu s-au dus către necesitățile de bază ale acestor oameni, da? Care sunt satisfăcute de întreprinzători din România. Marea majoritate a acestor bani s-au dus pe cheltuieli de lux. Asta însemnând vacanțe de lux în afara României. Exact.
mașini de lux cumpărate din producția altor state. Exact. Da? Rate la bănci din afara țării pentru aceste produse de lux. Deci nu au ajutat într-un fel să ducă la o dinamică, la o creștere a economiei românești. Nu a fost bine, nici nu poți încă în acest bloc comunitar să duci lucrurile în această direcție, pentru că ne-am asumat niște responsabilități, dar asta a dus. Economia efectiv nu a simțit o creștere decât într-o măsură foarte mică. Iar această creștere a salariilor nu este făcută datorită creșterii productivității, nu? Ci este o presiune a lipsei de forță de muncă, creșterea salariilor, și asta duce de fapt la o reducere a, să spun, profitabilității întreprinderilor, multe dintre ele ajungând să își închidă porțile sau să aibă probleme financiare. De altfel, e de notorietate, sunt o grămadă, spre exemplu, în urma valului acesta de pandemie, sunt extrem de multe firme din Horeca care s-au închis. Efectiv, nu au putut să treacă peste acest val. Să treacă, în ce fel să treacă, din moment ce s-au închis datorită pandemiei, au fost obligate să țină ușile închise, nu? Atunci, da, s-au închis la modul la care nici nu se mai vor redeschide, nu că e o perioadă temporală, e o situație temporală acum. Păi pentru că nu mai au personal, mai mult ca sigur. Nu au personal, sunt datorii, sunt oameni care au avut credite la bancă ca să facă diverse investiții și aceste credite, guvernul nu a ajutat în niciun fel investitorii, fiecare s-a descurcat cum a putut și mulți au intrat chiar în vrie, ca să zic așa, datorită acestei situații. Bun, pe finalul emisiunii, o ultimă știre care ne dă fiori. Un nou tip de coronavirus de origine canină a fost descoperit la oameni. Cercetătorii au descoperit un nou tip de coronavirus de origine canină în rândul mai multor pacienți spitalizați cu pneumonie. Aceasta ar putea fi al 8-lea tip de coronavirus cunoscut care provoacă boli la om și dacă este confirmat ca agent patogen, se precizează în studiu. Autorii lucrării au declarat că descoperirile arată că virusul a sărit recent de la animale la oameni, dar a subliniat că sunt necesare mai multe studii pentru a determina dacă acesta va putea fi transmis mai departe între oameni. Deci, practic, ne așteaptă vremuri complicate. Da. Cum am început emisiunea, așa o să încheiem. Pandemia pentru petruțele civilizate e ținută cumva sub control și probabil în acest an va fi, dar nu este rezolvată problema definitiv și pot să apară situații de acest gen oricând. Bun, ca asta a fost emisiunea. Mulțumesc, Adi, pentru participare. Pentru doamnelor și domnilor, emisiunea noastră va fi difuzată duminică de la orele 18 și în reluare luni de la orele 17. Până la următoarea întâlnire, vă doresc să aveți viață frumoasă și numai bine.